Instituția Avocatului Poporului, Biroul Teritorial Neamț, s-a autosesizat din presa locală în cazul învățătoarei de la școala Carmen Silva din Horia, acuzată de părinți care aveau un comportament inadecvat cu elevii săi, la care țipă și pe care îi amenință. Toate aceste lucruri au reieșit din trimiterea către Cotidianul, Ziarul de Roman, a unor înregistrări realizate de părinți pe parcursul a zeci de ore. Raportul întocmit de reprezentanții Avocatului Poporului este trimis la șeful instituției, Victor Ciorbea, care îl va aproba, după care se vor trimite recomandări către Comisia de Disciplină din școală. La data de 22 martie 2016 am efectuat o anchetă la școala Carmen Silva din comuna Horia, fiind sesizat din oficiu ca urmare a publicării unui articol în Ziarul de Roman. Ne-am sesizat pe o posibilă încălcare a dreptului la protecția copiilor și a tinerilor și a dreptului la viață și la integritate fizică și psihică prevăzute de art. 49 și art. 22 din Constituție. După efectuarea anchetei, am finalizat raportul nostru și l-am transmis spre aprobare șefului instituției. Urmează să fie emisă o recomandare. Menționez că raportul Comisiei de Disciplină al școlii nu fusese finalizat la data la care am efectuat ancheta, astfel încât printre recomandările noastre s-a solicitat comunicarea constatărilor a Comisiei de Disciplină și cu sancțiuni și propuneri. De asemenea, fac specificația că Avocatul Poporului nu poate interveni și nu poate emite sancțiuni. Aici este intervine rolul unității școlare, astfel încât se va proceda ca atare. Învățătoarea de la școala Horia este cercetată disciplinar de Comisia de Etică din Unitatea Școlară, care se va întruni din nou în cursul zilei de 5 aprilie pentru a-și finaliza cercetarea. Conform regulamentului de funcționare al școlilor din România, raportul Comisiei de Etică și Disciplină este trimis către Consiliul de Administrație al Unității Școlare, organul care poate lua măsuri disciplinare. Între timp am aflat pe surse că învățătoarea acuzată de încălcarea drepturilor copilului și a integrității fizice a acestora este apărată de avocați de la cabinetul de avocatură al senatorului Ioan Chelaru.